Voda taică, voda moică, voda taică, domn fecioră, lerle, domnule, domn fecioră, gofeță. Fii cu mine, frățioare, taică, zice să-l însoare, lerle, domnule, maică, nu vrea să-l însoare. Tare-și vede de-o păună, de-o păun cu coadă roată, lerle, domnule, noi păun cu coadă roată. Și tânăr Gheorghe Călare, pe-un cal galbin, gălbivorul, lerle, domnule, galbin, sare și răsar. Galbin, sare, căpărlito, căpărlito, o drăzlito, lerle, domnule, mar boier, ca și-au păscut. Care coca ești păștără, ton lui Gheorghe, mulțumgară, lerlui, domnule, ton lui și părintai lui. Eu te mulțumim, ton lui, iar mi-a strânsă și mi-a prânsă, lerlui, domnule, galbin, sare și răsat. Galbin, sare, crenguscă, to crenguscă, frunzaia tatul, lerlui, domnule, mar boier, ca-i și-a umbrat. Care coca ești umbrară, ton lui Gheorghe, mulțumgară, lerlui, domnule, ton lui și el de mulțumit al lui, iar mi-e strânsă și mi-e frânțele lui, doamnele, galbin, sare și răsar. Galbin, sare, piatra seacă, piatra seacă, patrușca, pălerule, doamnele, corgionit, văraș cu op. Marboier, că ești adapă, care cu cașa de parele lui, doamnele, tot lui Gheorghe, mulțumit. Domnul și părinte lui, el de mulțumit al lui, lerle, domnule, iar mi-l trânsă și mi-l prânsă. Galbin sare și răsare, galbin sare, fale bună, lerle, domnule, mar boier, la spasea dun. Care cum se adunară tot pe Gheorghe, la întrebare, lerle, domnule, mă, Gheorghiță, frățioare. Nu te galbin de vânzare, de vânzare, de schimbare, lerle, domnule, să-ți dau lei, să-ți dau păral. Dintr-o unu să-ți dau doie, să faceți schimbam un doie, lerle, domnule, nu mi-e galbin de vânzare. Și mi-e galbin de un dar mare, nașul când m-a botezatul, lerle, domnule, pe gălbiuri mi l-a dat. Mi l-a dat, mi l-a urat, și din gura cuvântatul, lerle, domnule, de ce-i fuge ca să scap? Ce-i scornit să prind cu el, ce-i prinde să fie al meu, lerle, domnule, iar Gheorghiță cel frumos. El să fie sănătos cu al noi frat, cu al noi părinții, lerle, domnule, și cu noi, cu toți de aici. Bună seara, bine v-am găsit, suntem la 80-a. Suntem la 80-a ediție a Cercului, găzduite Cărturești Verona și suntem foarte bucuroși să le avem ca oaspete pe domnul profesor Nicolae Constantinescu, etnolog, folclorist, antropolog, autor al unor studii fundamentale pentru acest domeniu, printre care lectura textului folcloric, etnologia și folclorul relațiilor de familie, cultura antropologică, folclorul cum poate fi înțeles. Discuția pe care i-am propus-o domnului profesor pentru acest final de an pleca de la încercarea de a înțelege dacă studiul pe care îl face de-a lungul vieții un folclorist urmărește să definească specificul național și dacă prin acest specific se pot vedea niște chestiuni de identitate, poate mai bine reprezentate prin aceste elemente pe care dumnealui le-a studiat. Noastră v-ați format în anii 70 și ați asimilat niște metode de cercetare în principiu formaliste și structuraliste, însă pe măsură ce anii au trecut ați tranzitat înspre alte metode de înțelegere a textului folcloric. Aceste probleme de tranziții pe care le-ați asimilat în cercetările, dar și în metodologia dumneavoastră, presupune și o modificare presupun și modificări la nivelul specificului național? Ați evoluat odată cu vremurile. Întâi vă mulțumesc pentru invitație, că sunt aici într-un spațiu cultural, eminamente cultural. Vă mulțumesc pentru scurta prezentare pe care ați făcut-o. Mă supuneți la niște încercări, să zicem astfel, pentru că n-am ajuns încă la momentul în care trebuie să-mi fac bilanțul existenței. Am de gând să fac și chestia asta la un moment dat. Am o experiență mare. Eu am stat în facultate ca de la asistent la profesor universitar și acum profesor emerit peste 50 de ani. Peste 50 de ani am dat 40-50 de
promoții de absolvenți de litere, de fosta limbă și literatură română facultate, de masterat în etnologie, antropologie culturală, folclor. Am lucrat la școala doctorală de la litere, acoperind această disciplină care s-a numit la un moment dat folclor și care și-a schimbat și ea, poate nu conținutul, poate chiar și conținutul folclor, folcloristică, etnologie, antropologie, deci în formula aceea pe care, sub care a funcționat și funcționează masteratul, este de antropologie culturală, etnologie și folclor. De fapt, sunt trei discipline surori, bine apropiate una de cealaltă. Eu am început ca folclorist, pentru că am terminat facultatea de filologie pe vremea mea, limba și literatura română, acum e facultatea de litere, și m-am întâlnit cu disciplina și cu obiectul, cu folclorul, abia în anul întâi de facultate, când am făcut un curs general, era pentru toți filologii de la română, un curs de folclor literar românesc. Era adaptat specificului facultății, care era facultatea de limba și literatura română. Ulterior, noi cei tineri, pentru că eu am fost un tânăr cadru didactic până la 50 de ani, fiindcă nu ne-a promovat nimeni în perioada respectivă și până în 89-90 eram o mare grupă de profesori, asistenți și lectori, care eram totdeauna introduși în această categorie tinere cadre didactice. Imediat după 89, începuserăm chiar mai dinainte, trebuie să spunem asta, începuserăm chiar mai dinainte, am încercat să scuturăm puțin totuși acest înveliș legat de folclor, folclor literar. Folclorul devenise, la un moment dat, chiar o povară. O povară pentru că folclorul presupunea elogiul tradiției, elogiul vechiului, elogiul a ceea ce nu mai convenea în multe împrejurări din punctul de vedere al celor care dirijau cultura și învățământul în vremea respectivă. Dar de folclor literar nu s-a atins nimeni, asta și datorită profesorului Mihai Pop, pe care evoc acum aici, al cărui nume îl evoc acum aici, pentru că era un om de o maximă diplomație și a știut cum să prezinte lucrurile în așa fel încât să nu avem de-a face cu ingerințele ideologice. Dar chiar de pe vremea lui am făcut pași către etnologie, care e o disciplină mai largă, mai largă decât folclorul, include folclorul, cunoștințele de folclor, de folcloristică, iar ceva mai încoace, după 90, am făcut și pași către antropologie. Așa că, citând titlurile cărților mele, o parte dintre ele pe care le-am adus aici, se poate vedea foarte clar că am plecat de la studierea folclorului ca literatură, ca text verbal, nu? În primul rând. Prima mea carte, teza de doctorat, a fost o lucrare, că tot a zis, de structuralism și de alte isme care erau la vremea respectivă, a fost o carte despre rima în poezia populară. Adică era o aplicare a teoriilor structuraliste rusești și sovietice, pentru că acolo s-a dezvoltat cel mai bine această mișcare de idei în cultura universală. Apoi am făcut lectura textului folcloric. Asta a fost o preocupare a mea de când mă știu, pentru că am fost interesat de ce se află
dincolo de textul pe care îl avem în față. Sigur, întâi l-am privit ca text literar, pur și simplu, dar mi-am dat seama pe parcurs că el, textul folcloric, nu este exclusiv ceea ce a notat culegătorul pe hârtie și a publicat eventual în colecții. Este mult mai mult. În context. El este, m-ați intuit, așa? Ați intuit, sigur. Este un fenomen complex, un fenomen complex care se realizează, care crește, care se transformă, se transformă, asta e principala lui calitate, deși el pare să fie vechi și împietrit în niște forme, formule, el circulă oral. Circula, trebuie să folosim un trecut, circula oral. Circulația orală îi dădea dreptul de a se schimba. El era într-o veșnică schimbare, într-o veșnică modificare, așa încât noi, cât timp am practicat această profesie, am reținut, fotografii la minut ale folclorului în diferite etape ale existenței acestuia. Și, în sfârșit, perspectiva antropologică, lectura antropologică a textului folcloric. Cred că în ultimii, 20 de ani m-am deplasat în direcția aceasta. E adevărat că a avut o influență, au avut o influență asupra acestei orientări a mele, cum ai zis, excursiile în străinătate. Faptul că am avut un mare noroc, am avut o bursă Fulbright în anii 76-78, am fost la o mică universitate din Statele Unite ale Americii, care avea și un departament de antropologie. M-am dus și eu acolo, eram bursier, aveam toate drepturile, m-am dus acolo și am citit tot ce trebuia să citesc și am ajuns să înțeleg, poate, să înțeleg mai bine ce este cu perspectiva antropologică asupra fenomenului folcloric. Așa că relațiile de rudenie din 1987, cartea scrisă, reprezintă o victorie, ca să zicem așa, a mea personal, asupra mersului înainte al propriei mele orientări în domeniu. De ce această opțiune pentru relațiile de rudenie? Bun. Întâi că este piatra tare a însăși structurii sociale. Așa. E un lucru pe care toată lumea îl știe. Fără să-l știe. Sunt lucruri pe care în relațiile acestea de rudenie sunt lucruri, cum să le zic, sisteme extraordinar de vechi, de ascunse deseori în textul folcloric propriu-zis. Adică una este cercetarea de teren care s-a făcut de regulă. Și aici o să ajung și la implicațiile legate de specificul național, de specificul etnic, de identitatea națională, de identitatea etnică. Deși relațiile de rudenie reprezintă, cum am zis, miezul, nu ca tare, a tuturor studiilor despre om și creația sa, ele sunt diferite. Adică sunt aceleași, dar foarte diferite pentru fiecare popor în parte. Una este căsătoria cu
fica mai mare sau cu fica mai mică a împăratului sau a, așa. Alta este căsătoria verilor încruciși, la care toată lumea se uită cruciși, că nu înțelege ce e cu căsătoria verilor încruciși. Alta este căsătoria verilor în paralel. Alta este relația avunculară pe care lumea, chiar studenții mei, au așteptat așa ce-o fi aia. Este. Adică e relația dintre unchiul matern și nepotul acestui. Nici nu ne închipuim cât de importante au fost toate aceste deslușiri. Întâi pentru mine din lecturi și în al doilea rând tot pentru mine, dar transmițându-le prin lecturi ale unor texte poetice, literare. Basmele lui Creangă. Cine n-a citit Capra cu Trăiesc? Povestea Capra cu Trăiesc. Cine n-a citit-o? Toată lumea a citit-o, se citește și în școală. Învățătoarele dă exemple de indisciplină copiilor care nu ascultă de părinții lor, dar foarte puțini au ajuns să vadă că Ion Creangă are un spirit de observație extraordinar și că este un extraordinar antropolog, pentru că el scrie acolo în două rânduri de toată esența acestei povești. Că ce e așa de extraordinar că un lup, care e un carnivor, un carnasier, nu-i așa, violent, așa, mănâncă niște iezi. E aproape firesc. Intrăm în logica naturalului, în logica naturalului. Dar lupul ăsta nu e un lup oarecare. Și Creangă zice... Nănașel. Da, nănașul, sigur că da. Să-ți fie de bine nănașule când se așează lupul pe chersinul sub care se ascunsese iedul. Capra zice și tocmai cu mătrul... lup. Asta este o perspectivă antropologică simplicissimă, da? A unei interpretări antropologice, a unui text pe care îl cunoaște toată lumea. Acum copilul de 5-6 ani, 4-5 ani care ascultă povestea, o să-l ia în sensul propriu al zicerii, nu? Un lup mănâncă pui capre, capra se răzbună și îl arde în foc. Dar și arsul în foc și toate chestiile astea sunt pline de înțelesuri antropologice. Bun, m-am lungit. Cu specificul etnic... Acum, mă iertați că vă întrerup, dar pentru că ați acest punct nevrașnic, sunt curioasă că cei care ne vor urmări o să-și pună această întrebare. Care este totuși sensul? Adică, cum se poate interpreta o asemenea poveste în care nașul își ucide finii, iar cu mătra ajunge să se răzbune arzându-l în foc? Păi sigur. Dacă puteți să ne dați măcar o linie. Păi nu. Pentru că relațiile de nășie în societatea tradițională românească, mai cu seamă, dar poate și în alte societăți, padre, padrine și așa mai departe, erau foarte puternice. Nașul era părintele spiritual al copiilor pe care îi boteza. Nașul era protectorul copiilor respectivi. A ucide, sau mă rog, a face un rău finului, era ca și o pruncucidere, ca și cum își ucidea propriul copil. Ori capra acționează ca o gospodină, ca o țărancă, acum mă întorc așa puțin sociologicește către subiect, ca o țărancă din Moldova, căreia un hapsân de lup i-a făcut pocinogul și ea trebuie să facă ceea ce trebuie să facă, adică răzbunarea. De ce o răzbunare așa? De ce nu altfel de răzbunare? De ce nu altfel de crimă până la urmă întoarsă? Care este sensul trecerii prin foc? Vezi, Mata, ai formație filologică și formație sociologică și formație antropologică, simt eu așa. Sunt curioasă, nu știu așa. Să zic dacă am o formație de vreo fel. Da, pentru că focul este un element esențial al înseși vieții. Ce era acolo?
focul poate să fie purificator sau poate să fie focul pedepsitor. Lupul este eliminat definitiv din viață, din viață. Este scos definitiv de pe eșichierul relațiilor ale acestei mici societăți. Da, sigur, sigur, sigur că da. Dar povestea cu nășia, care e o formă spirituală de relații de rudenie, o formă spirituală de înrudire a oamenilor și care în cultura tradițională românească are foarte rădăcini, foarte adânci, nășia trebuia respectată. Trebuia respectată. Într-altă poveste, Fina, de data aceasta, cere ajutorul nașii și spune nașa știe, nașa să vie. Adică nașa era un protector fizic și spiritual al copiilor. Poate să fie citită Capra cu Trăiesc ca o vendetă hrănită de imaginea unui părinte rău? Bun, asta simplu se poate. Da, simplu. Deci un părinte care își încalcă propriile sale, care e crima cea mai teribilă? Este uciderea copiilor. Da, uciderea copiilor, prin cucidere. O face tatăl biologic sau tatăl natural sau tatăl nu știu ce, este pedepsit fără nicio îndoială. O face nașul, are același destin, are și aceeași semnificație. Bine, mamă... Eu am deviat discuția, era o poveste mult prea bogată ca să nu cer această explicație. Ne-am edificat asupra acestei chestiuni. Cealaltă chestie cu specificul, iată că am dat un exemplu. Deși relațiile de rudenie sunt un pattern cultural, general, general, ele au niște specificități locale, naționale, etnice, cum vreți să le zicem, și care definesc spiritualitatea, pentru că un alt cuvânt pentru ce vorbim noi aici despre specific național este spiritualitatea poporului român. Acum, într-o paranteză mică, nu avem timp de paranteză, dar cei care m-au ascultat la curs știu că îmi place să divaghez, dar nu sunt niște bat și eu câmpii cu grație, cum zicea Călinescu despre Odobescu, un pseudo-kinegeticos. Poate eu nu am grația lui Odobescu, dar întotdeauna găsesc o ieșire și din, cum să zicem, discursul rigid pe care îl presupune uneori cursul universitar. Așa. Deci, am zis un deci, se poate că facem o concluzie, tăiați, cum se zice. Folclorul a fost chemat întotdeauna la bară pentru a depune mărturie în favoarea specificului național. Ce alte mărturii avem noi despre sufletul românilor, despre etnopsihologia poporului român? Altul mai viu, mai vehement, mai atingător decât folclorul. Literatura populară, poate și cântecul popular, poate și obiceiurile populare, ele sunt niște mărturii evidente ale etnicității. Nu ne place astăzi cuvântul ăsta. Nu le plăcea nici celor de mai înainte prea mult cuvântul ăsta. Însă scriitorii, oamenii de cultură, oamenii de gândire socială și psihologică și
filologică, au găsit că există un specific al fiecărui popor care face diferența. Pentru dumneavoastră, ca o opțiune, să spunem, particulară, dar întemeiată, pentru că sunt puține autorități în acest domeniu care pot emite un asemenea gust personal, dacă ar fi să optați pentru 5 obiceiuri sau 5 elemente de folclor, 5 obiceiuri care să definească acest specific național al nostru, a țară. Bine, acum, chestiile astea s-au făcut. Știu. Întrebările astea se pun în diferite ocazii. Mi-aduc aminte că am fost într-o vizită la Portland, Oregon, la PSU, la Portland State University, și profesorul care avusese grijă de mine, eram în departamentul de studii sud-est europene, m-a invitat la un curs și mi-a pus întrebarea asta. Eu nu i-am spus ce s-a aștepta el și m-a întrebat: bine, dar cu Miorița ce faci? Și nu iau cu mine. Ce ați luat totuși cu dumneavoastră? Bun. Acum eu, vedeți, mă ascund după această mască, chiar o mască, așa, a vârstei. Ce aș putea eu să zic, domnule, nu m-aș despărți niciodată dintre fenomenul ăsta larg, așa. Cred că aș lua cu mine mintea mea și înțelegerea mea asupra diferitelor aspecte ale culturii populare tradiționale. M-am dat de gol când am arătat că sunt foarte atașat de relațiile de rudenie. Evident că am fost, nu știu câți ani, membru în Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Național. Și deci am colaborat la toate aceste propuneri pe care România le-a făcut pentru a intra în patrimoniul UNESCO. Cu niște 10 de ani în urmă, Constantin Noica reținea dintr-un dicționar UNESCO, care nu cred că a apărut vreodată, dar reținea că pentru cultura românească fuseseră reținute 3 cuvinte. Doină, dor, colindă. El era nemulțumit de selecție. Doină, foarte frumoasă, dorul care este un sentiment, tot așa, doina care, așa. Colindă. I-aș spune, dacă ar mai fi posibil, că Doina și Colinda au intrat în repertoriul internațional UNESCO, deci au fost reținute ca niște itemuri specifice românilor. Dorul nu poate fi, cum să zic, capitalizat, sigur că da. E un cuvânt, e un sentiment, e ce-o fi. S-au scris teze de doctorat despre dor, s-au scris lucruri. Iată trei. El adăuga acolo alte cuvinte ținând de dimensiunea filozofică a gândirii poporului român. Și asta este un lucru minunat. Întru, pe care îl folosea cu anumite sensuri sau diferitele sensuri pe care le are cuvântul respectiv. Bun, deci nu pot să zic că aș lua cu mine. Dacă se poate, ele vor veni cu mine. Dacă nu se poate, ne vom despărți în cele mai bune condiții, eu ținând la ele, la cuvintele sau la termenii ăștia, și ele având cunoștință că eu le-am apărat și le-am protejat atâta cât am putut, și mai ales le-am făcut un lucru la care țin foarte mult. Le-am împărtășit celorlalți. Pentru că profesia mea e profesia de profesor. De profesor. Și asta am făcut tot timpul. Am predat. Când am intrat eu în facultate și am făcut folclor în anul întâi cu marele profesor Mihai Pop, nu se făcea folclor în școală aproape deloc. Auzeam ceva despre literatura populară
prin raportare la marii creatori, nu? Influența folclorică în opera lui Eminescu, Creangă și poveștile populare. Dar noțiuni de folclor nu aveam aproape deloc. Nici acum situația nu e mai bună. Nici acum situația nu este mai bună. Pentru că, repet, și asta ține de profesie, repet, folclorul se schimbă. Adică e veșnică pe lume doar schimbarea, zicea un poet. El se modifică, se schimbă și schimbă aparențele, dar nu numai aparențele, chiar și conținuturile și le schimbă. Deschid fereastra astăzi în cartierul unde locuiesc, în blocul din cartierul unde și aud un difuzor purtat de niște flăcăi îmbrăcați în costumi curate, foarte aranjate, din care, din difuzorul respectiv, ieșea un colind. Se cântea un colind chiar foarte, foarte frumos. Duminică, siminică, foarte, foarte frumos. Sigur, am deschis fereastra, le-am aruncat cutiuța cu bănuți, pentru că așa e datul, nu? Ei trebuie să fie răsplătiți. Dar ce legătură mai are acest spectacol, nu? Cu colindatul tradițional? Aproape niciun. Aproape niciun. Seminică, duminică, Liliană, fată d'albă, seminică, duminică, duminică, dimineața, Liliană, fată d'albă, duminică, dimineața, mână, fată, boi și vași, Liliană, fată d'albă, mână, fată, boi și vași, la câmpus cu florile, Liliană, fată d'albă, la câmpus cu florile, flori alege, flori culege, Liliană, fată d'albă, flori alege, flori culege, ca să ruja nipubită, Liliană, fată d'albă, ca să ruja nipubită, nipubită, nipflorită, Liliană, fată d'albă, nipubită, nipflorită, cum e ruja mai urâtă, Liliană, fată d'albă, cum e ruja mai urâtă, țăpă mâna să o rupă, Liliană, fată d'albă, țăpă mâna să o rupă, ruja din gură-i graiare, Liliană, fată d'albă, ruja din gură-i graiare, nu vrea de fata mă rupe, Liliană, fată d'albă, fata mă rupe, și pupită, nimflorită, Liliană, fată d'albă, nimpupită, nimflorită, cum e ruja mai urâtă, Liliană, fată d'albă, cum e ruja mai urâtă, și tu, fată, gimiți bine, Liliană, fată d'albă, și tu, fată, gimiți bine, duminică dimineața, Liliană, fată d'albă, duminică dimineața, că pa mine mai găsire, Liliană, fată d'albă, că pa mine mai găsire, și-mi pupită, și-mi florită, Liliană, fată d'albă, și-mi pupită, și-mi florită, cum e ruja vesalită, Liliană, fată d'albă, cum e ruja vesalită, țăpă mâna și mă rupe, Liliană, fată d'albă, țăpă mâna și mă rupe, și mă pune singătoare, Liliană, fată d'albă, și mă pune singătoare, și mă duă șazătoare, Liliană, fată d'albă, și mă duă șazătoare, și mă joacă și mă sare, Liliană, fată d'albă, și mă joacă și mă sare, până se mă-i scuturare, Liliană, fată d'albă, până se mă-i scuturare, după se mă-i scuturare, Liliană, fată d'albă, după se mă-i scuturare, să mă arunce drumul mare, Liliană,
pregătiserăm pentru o asemenea discuție și da. Atunci când am avut primul schimb referitor la această definiție a colindelor, constatat că, de fapt, nu aveam aceeași definiție și că aveam o imagine relativ restrânsă. Și atunci mi-am zis că este bine să lămurim totuși conceptul. Cred că putem să facem lucrul acesta pentru toată lumea, de altfel. Ce anume înseamnă colind? Pentru că nu sunt numai colinde specifice acestei perioade pe care noi o petrecem acum, suntem aproape de sărbătorile de Crăciun, suntem în ajunul ajunului. Da. Colindele însă pot să fie prefigurări ale unor alte evenimente extrem de importante din viețile comunității sau din viețile indivizilor. Ați vrea să ne dați o definiție a ideii de colind și apoi să discutăm despre câteva clasificări pe care le aveți în vedere? Bun. O definiție a ideii de colind nu se poate. Că nu e o idee, e o realitate. Exact. Colindul, colindatul sunt niște realități ținând de cultura populară tradițională vechi de când poporul român, asta este cert, asta este cert. Se fac multe confuzii în legătură cu vechimea. Bun. Dar aici este adevărat, în sensul că însuși cuvântul colind, colindă, vine din latină. Vine din latină, din calende. Din calende, pentru că se practicau la Roma, și în orașele, satele romane, se practicau colinde de Saturnali, o sărbătoare de iarnă, o sărbătoare legată de ziua în care suntem noi astăzi, când facem discuția respectivă de solstițiul de iarnă, când, nota bene, oamenii nu sărbătoreau noaptea cea mai lungă, nu, ci sărbătoreau dimpotrivă victoria luminii. Lumina crește cu foarte puțin, dar crește cu foarte puțin. Ea, de fapt, a început să crească, zice o vorbă populară extraordinară, că de la Sfântul Andrei, 30 noiembrie, lumina crește cât un bob de mei, imperceptibil. M-am uitat și eu în calendar astăzi și am văzut că mâine vom avea cam aceleași ore de lumină, cam aceleași ore de lumină, dar încetul cu încetul lumina crește. Și colindele vin, probabil, iarăși trebuie să spunem probabil, dar trebuie să dăm și crezare celor care mai deștepți decât noi, mai instruiți decât noi, mai aplecați și aplicați asupra, au zis că este sigur că termenul colindă vine în limba română din latinescu calende, probabil printr-un intermediar slav, pentru că alminteri, dacă ar fi fost latinescu calenda, calende, ar fi trebuit să fie cărindă, ceea ce și este în zonele din nord-nord-vestul României, așa se zice. Și cărindar e numele lunii noiembrie, tot în zone mai depărtate de centrul unde s-a impus limba literară. Deci colindatul este un obicei tradițional, străvechi, moștenit probabil de la romani, întărit prin suprapunerea firească a creștinismului, odată cu creștinismul, legate colindele de nașterea lui Iisus Hristos, care, mă rog, noi o sărbătorim astăzi după calendarul nostru actual, pe data de 25 decembrie. Cei care au rămas pe calendarul vechi o sărbătoresc cu 13-14 zile mai târziu. Dar data este aceeași pentru toți creștinii și pentru toată lumea, de fapt, care a adoptat calendarul acesta oficial, în care este marcată ziua de 25 decembrie, ca să... În ce fel se modifică funcția acestor cântece performate calende odată ce se așează instituția creștină asupra lor?
da. Ce fel sunt convertite? Bun, e o întrebare foarte, foarte bună. Întâi, aici trebuie să facem niște precizări de ordin istoric, istorico-social și așa mai departe. Da. Colindele, în mod tradițional, au fost resimțite ca niște texte rituale, ceremoniale, legate de biserică, legate de nașterea lui Iisus Hristos. Dar este sigur, sau cât poate să fie de sigur, vedeți, în domeniul ăsta nu poți să ai niciodată certitudini. Sigur, vin mulți cu multe argumente, chiar așa, de Crăciun. Bun, noi toți ne luăm după marii savanți ai noștri, lingviștii noștri, care spun că în limba română, limba română este singura limbă care a păstrat semnificația originară a semnificația zilei de naștere a lui Iisus Hristos. Pentru că Crăciun vine de la creație, o creațiune, creație, Crăciun și așa mai departe. Vin tracologii sau daciștii care zic, da, aveți grijă că în afară de creația asta din Crăciun, trebuie să vedem că și dacii, mă rog, vorbitorii de limbi, daco, traco, ilire, ce ori fi fost ele, eu nu sunt foarte atașat de asta. Sigur, dar îmi place. Există în albanez un cuvânt, Crăciun, care înseamnă buturugă. Ce legătură este între Crăciun, sărbătoarea nașterii lui Iisus Hristos, și buturugă? Este pentru că ei și slavii de sud ardeau în foc în ziua de solstițiu de astăzi o buturugă mare care ardea toată noaptea și care marca tocmai victoria luminii asupra întunericului. Și că, deci, legătura între Crăciun și Crăciun este foarte bună. Dar și în limba rusă există un Crăciun, care înseamnă tot ceva de genul acesta și care are o legătură cu Crăciunul creștin. Sigur, întrebarea este perfectă. Astfel putem să ne explicăm și de ce în unele culturi culinare se pregătește această buturugă de Crăciun. De pildă, în Franța se gătește un buturug, ca un, fine, nu un tort, o prăjitură care este specifică perioada Crăciunului. Bun. Astea sunt un fel de fosile vii, le zicea Mircea Eliade. Fosile vii, adică niște resturi, niște odds and ends, zice Levi Strauss, din care se construiește cultura, rămășițe care s-au păstrat miraculos până în zilele noastre, până în 2020. Poate că nu buturuga franțuzească, nu-i așa? Că există și în cofetăriile românești o prăjitură care se cheamă buturuga, da? Dar asta ar fi înțelesul, că s-au păstrat ca niște relicve, dar niște relicve vii, pentru că în obiceiurile de Crăciun, și aici poziția mea este foarte clară, că obiceiul colindatului și poezia colindelor se practică numai de Crăciun și de Anul Nou, pregătirile pentru începerea obiceiului se fac la Sfântul Nicolae, de 6 decembrie. Practicarea se face în ajunul Crăciunului, când copiii mergeau și eu am mers și copiii mei au mers cu bună dimineața, să zice aici în zona muntenească. Era singura urare, bună dimineața la Moș Ajun. Dar în alte zone se merge cu nețelașul, adică neața, la soția mea pe Valea Superioară a Mureșului, copiii mergeau și merg și astăzi și merg din casă în casă, din poartă în poartă, ce-ori făcând anul ăsta, nu știu, dar o să se ducă, n-au încotro, trebuie să se ducă, și strigă oi.
oi. De ce? Pentru că era o zonă de crescători de oi, de păstori. Și le urau oamenilor să aibă oi. În anul care vine oi. Și așa mai... Principala lor bogăție, da. Sigur, sigur. Sigur că da. Deci de Crăciun, în ajunul Crăciunului, în ziua de Crăciun, după ziua de Crăciun, sunt mai multe tipuri de colindat, deci ca obicei, colindatul copiilor, generalizat, colindatul cetei de feciori, cel care a intrat în, care a intrat în repertoriul UNESCO, nu? Și CD-ul de pe care am tras melodiile, cântecele respective, era făcut pentru a fi prezentat la UNESCO în chip de document de arhivă. Colindatul maturilor, pentru că foștii colindători, după ce s-au căsătorit, nu mai intră în ceată. Nu mai intră în ceata de colindători. Se duc la casa lor. Da. Au nevastă, copii și așa mai departe. Dar se adună în noaptea de Crăciun și își cântă colindele pe care le cunoșteau și așa mai departe. Așa că eu aș reduce colindatul la acest tip de manifestare folclorică puternic socializată, puternic păstrată în viața satului și la care se adaugă și alte modalități de cinstire a nașterii lui Iisus Hristos, cum ar fi cântecele de stea. Nu o să zică nimeni despre cântece de stea că sunt colinde. Nu sunt colinde. Așa, cum zic eu și cum... aici am găsit colindatul tradițional românesc. Colindatul tradițional românesc, din care am extras câteva asemenea colinde, câteva pe colinde, da. Le puteți asculta și dumneavoastră. Așa. Și de care s-a ocupat Brăiloiu, Constantin Brăiloiu. El publică o colecție de colinde a lui Gheorghe Cucu, care era muzicolog și folclorist, așa, și care și-a cules colindele prin elevii de la seminarul Nifon. Deci elevii lui, copii de țărani, cei mai mulți, că suntem în 1930, 27, 28, 29, 30, copii de țărani veniți din satele de lângă București, de, mă rog, din toată zona asta muntenească, și pe care profesorul Gheorghe Cucu i-a obligat, le-a cerut să-mi aduceți colindele care să cântă. Ceea ce este minunat, minunat. Brăiloiu i-a publicat cartea lui Gheorghe Cucu. Dar zice colinde și cântece de stea. Da. Colindele sunt colinde, cântecele de stea sunt... Care sunt diferențele? Păi colindele... Întâi că am văzut că sunt de trei tipuri din punct de vedere al performerilor, din punct de vedere al celor care le zic, adică colinde de copii, colinde de tineri, feciori, bărbați, așa, colindul de ceată bărbătească, așa. Dar o să ascultăm, când va veni vremea, un colind din Mușcel, care este cântat de fete. De fete. Lucru mai rar. Fetele, zic ele, când sunt întrebate cu ce merge, mergem cu cântecele. Adică sunt niște cântece de Crăciun, legate de Crăciun, sau nu neapărat, și zise sub formă de colind. Cântecele de stea au o tematică unică. Nașterea lui Iisus Hristos. Colindele au Monica Brătulescu, care a făcut o tipologie a colindelor, care a apărut în 1987, cred, și care se cheamă Colinda Românească și în engleză se cheamă Romanian Colinda, Winter Solstice Songs. Frumos! Păi foarte frumos! Solstice este bine marcat. Solsticiul este bine marcat. Da, dar de ce credeți că a zis Monica Brătulescu pe copertă chestia asta? E bilingvă, cartea e bilingvă.
Pentru că termenul de colindă era prohibit în anii comunismului. Așa. Și atunci a zis Winter Solstice Songs, întâi că le-a așezat foarte bine din vedere istoric și social acolo unde ele este locul și că le-a și separat, da, de cântecele de stea sau de teatrul popular cu tematică religioasă, Viflaimul, Irozii, da. Toate continuă să existe, toate sunt încă. De la colindătorii cu difuzoarele legate de un cărucior, la colindătorii de pe scene. E, anul acesta, din păcate, n-avem festivaluri de colinde, cum avem în fiecare an. După 90 a fost această explozie. Bine, chiar și noi, cei vechi, care ne-am ocupat, că asta era, în sensul că am fost tânăr, cadru didactic, aveam în sarcină și activitatea culturală și nu știu mai ce. Și Cântarea României era pentru studenți, numai pentru studenți. Se chema FAX, Festivalul Artei și Creației Studențești. Așa. Ne separase că puteam să ducem în rândul maselor populare cine știe ce idei, așa, și puteam să le stricăm așa cântecele lor patriotice, dar și noi am adus pe scenă colinde sub forma unor cântece. Nu le mai numeați colinde, dar astea erau. Nu le mai numeați colinde, nu, dar astea nu. Erau. Cântece de nu știu ce, cântece de urare, cântece de felicitoare, de felicitare. Bine, tot de atunci a apărut un fenomen cu totul nou, cu totul nou. Sigur, colindele au mers pe scenă de multă vreme, adică sub forma corurilor. Pentru că în sate, și nu numai în sate, și în orașe, preoții pregăteau colindătorii. Colindătorii începeau să colinde în biserică, în noaptea de Crăciun, din ajunul Crăciunului spre noaptea de Crăciun. Cine îi pregătea? Preoții îi pregăteau. Aveau, sigur, în primul rând, un pronunțat caracter religios. Nu spun sacru, neapărat. Religios. Nașterea lui Iisus în Iesle, la Betleem, la Nazaret, călătoria, magii, cum veniră, steaua și porniră, venind după raze pe Hristos să-L vază și așa mai departe, ca să contextualizăm și să contemporaneizăm discuția. Astăzi e solstițiul, așa, asta am zis. Astăzi este un fenomen astronomic de care se face mare vâlvă în media, nu-i așa, despre întâlnirea, convergența planetelor, care se întâmplă odată la nu știu câte sute de ani. N-avere rost să ne întrebăm ce au făcut cei vechi cu... Întâi că nu știau despre acest fenomen, că el a fost descoperit prin niște mijloace științifice, măsurători, telescoape și așa mai departe. Nu-i interesa pe cei din popor ce se întâmpla pe 21 decembrie. Acum s-a făcut mass media, a expandat extraordinar evenimentul acesta. Deci avem un complex de obiceiuri legate de Crăciun și care merg, obiceiurile merg până la bobotează, până la bobotează. Sunt o mulțime de evenimente culturale, religioase în intervalul acesta, în cele 12 zile de la Crăciun la bobotează, în care evenimente sunt marcate prin zicerea de colinde.
de Sfântul Vasile de 1 ianuarie. Se cântă un cântec care se cheamă Dimineața lui Vasile. Da, știți? Da, minunat, Dimineața lui Vasile. Toți cei care poartă numele Vasile sunt colindați cu acest Dimineața lui Vasile. Sunt colinde onomastice, despre Ion, despre Gheorghe și așa mai departe, toate la, în intervalul acesta. Ca să... Da. Iertați, colindele par să funcționeze ca un soi de memento al acestor ritmuri naturale și să sacadeze, ori să marcheze scurgerea precisă a unui timp, care totuși trebuie să fie orientat înspre o anumită performanță la care comunitatea trebuie să ajungă, la un anumit sens care este văzut de ceilalți sau care este proiectat înspre ceilalți prin colindă. Sigur, 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 pentru că funcția lor, cum ați sesizat foarte bine, funcția colindelor este o funcție de urare și felicitare. De felicitare pentru ziua respectivă și mai ales pentru ziua nașterii lui Iisus Hristos, unsul, trimisul lui Dumnezeu și așa mai departe, și de urare, pentru că este un fel de proiecție asupra viitorului individului și grupului și societății. Când, tocmai în acest moment de creșterea luminii, de victorie a vieții, da? Dies natalis solis invictis, ziua de naștere a soarelui neînvins. Ori Iisus însuși este exact un soare, da? Soarele lumii. Deci lucrurile s-au așezat de la începutul lor bine, în ceea ce noi, că n-avem ce face, așa, am numit sincretism. Sincretism de coduri culturale. Sincretism funcțional, deci o combinație de funcții pe care colindatul le transmite celor colindați. În acest proces la care asistăm de instalare a luminii noi, uh-huh, triumfătoare asupra uh-huh întunericului, există și aceste evenimente, să le spunem, colinde, da, care vin să se sincronizeze cu acest mers nou al oamenilor înspre lumină. Noi ne-ați propus pentru discuția din această seară 4 colinde. Și atât cât am putut eu să mă dumiresc în legătură cu sensul lor, sunt cântece destinate celor care sunt necăsătoriți, fete da sau băieți. Da, da. Sigur. Ați putea să ne descrieți puțin sensul și, în fine, această punere în scenă care este cuprinsă în ele? De pildă, un colind cum este Siminică Duminică. Da, un colind de fată. Tind să cred că sunt și foarte multe cuvinte care rămân misterioase pentru da, cei care le ascultă mm-hmm în ziua de astăzi. Da, da, sigur. Asta e un colind, hai zicem, clasic, din fondul clasic, colind laic. Când în 89-90 am făcut tot așa o întâlnire și era părintele Bartolomeu, scriitorul Valeriu, cum îl cheamă, Anania. Da, un dramaturg, scriitor, gânditor și așa mai departe, și el modera așa un concert de colinde cântate de către studenții Facultății de Teologie din București, într-o incintă ca aceasta și asta de aici. Și după ce am ascultat colindele foarte frumoase, cor bisericesc, da, am vorbit, am discutat și pe mine, vorba lui Creangă, când zice despre bădița Vasile Tântul, că altfel n-am cum să-i zic, pe mine m-a împins știința mea, așa, și am spus, sigur, foarte frumos, felicitări, ne-am înălțat, așa, dar colindele sunt și colinde laice. Părintele, viitorul mitropolit de Cluj,
Bartolomeu, Valeriu Anania, a vrut să mă sfâșie. Cum să pot să spui așa când ele sunt cântecele noastre strămoșești? Bine, părinte, sigur, eu un punct de vedere și așa mai încolo, dar eu eram, ca să zic astfel, puțin împins către această remarcă, pentru că până în 89, ele erau, cum am mai zis, aproape prohibite. Și în 64, când am terminat eu facultatea, au fost 4 evenimente editoriale. Foche a scos o mare carte despre Miorița, cu 930 de variante din Miorița și cu un studiu introductiv de sute de pagini, care n-ar fi apărut dacă nu-i scria o pre-prefață un filozof marxist din vremea respectivă, care să explice publicului larg: bă, frate, asta e perspectiva folcloriștilor, e una, dar noi, partidul, știm exact ce este cu Miorița. Au apărut 3 volume de balade populare românești și ele erau ușor, cum să le zicem, ocolite. Pentru că, mă rog, n-ar, știu eu de ce, dar nu vă spun acum, așa, a apărut O istorie a literaturii române, volumul 1, editată de, mă rog, sub supravegherea lui G. Călinescu, academicianul Călinescu, scos și el puțin la suprafață, era deja scos la suprafață, și a apărut o antologie de colinde care se cheamă La lungcile soarelui, 1964, sub care aceeași Monica Brătulescu scrie colinde laice românești. Fără laice n-ar fi putut să iasă. Monica Brătulescu, care nu mai este printre noi, a făcut o chestie absolut științifică. A lăsat inclusiv refrenele, care sunt Lerui Doamne, Leruia Doamne. Care este semnificația pe care o dați acestui vers? Păi, asta e refrenul. Refrenul din colinde. Da. Este refrenul tipic, să zicem. Foarte vehiculat, dar nu știu dacă sunt mulți care îi cunoaștem înțelesul, de fapt. Păi da, nici n-avem cum, de fapt. Nici cei care îl cântă, nu știu de fel de unde este Leruia, Aleruia, Aleruit, Alerui și așa mai încolo. Și iarăși savanții, oamenii de cultură, au găsit o explicație. Care ar fi ipoteza? Ipoteza pe care o acceptăm mulți dintre noi a fost dată de Rossetti și un lingvist mai puțin cunoscut, Dimitrie Dan, că ar fi vorba despre o zicere religioasă: Aleluia Domine, Aleluia Domine. Din punct de vedere științific, lingvistic, da, e perfect, pentru că L simplu și devine L intervocalic devine Leruia, Domine este Doamne, deci da, rămânem la asta, îi lăsăm pe cei care au avut tot felul de alte ipoteze în legătură cu... Bun, nu toată lumea e de acord, dar științific vorbind, dând credit celor care au făcut o astfel de demonstrație, asta este un argument foarte bun, că din colindele religioase, refrenul a trecut în colindele celelalte zise laice. Dar cele laice sau acolo, cred că mi-am cerut scuze părintelui Anania și am spus: e un punct de vedere, în sfârșit, nu știu ce am spus. Nu mi-aduc aminte că erau acum 31 de ani. Care este însă funcția acestor colinde? Uitați, mai avem, tot pentru că a fost propunerea dumneavoastră și pentru că ne-ați invitat să ascultăm și să vedem textul acestor colinde,
textul acesta, jos în jos, pe lângă cer. Jos în jos, pe lângă cer, jos în jos, pe lângă cer, mi s-a dat pe norișor, mi s-a dat pe norișor, nu mi-e dat pe norișor, nu mi-e dat, e tinere. Aici este evocat un Gheorghe, tinerel, călare prin călușel, vânăt negru, porumbel, cu scările voalte în fier. Care este povestea acestui Gheorghe, tinerel? Da. Păi este un colin de băiat, de flăcău, cum bine se vede, tinerel, așa, care are un călușel, care este simbol al bărbăției, al virilității, al războinicului, poate, al vânătorului, al omului forte, care pleacă la o vânătoare, probabil, și care se întoarce victorios cu vânatul pe care l-a dobândit pe parcursul acestei vânători. E o vânătoare inițiatică, este o funcție de inițiere, o funcție, cum am zis, de urare, pentru că Gheorghe, numele poate fi schimbat, poate fi Ion, poate fi Vasile, poate fi Georgica. Este descris foarte amănunțit acest, în fine, misterios pahar. În fața paharului scrisă floarea raiului și în dosul paharului scrisă floarea iadului și în coasta paharului scrisă luna cu lumina și soarele cu căldura și în fundul paharului scris munții și văile și câmpii cu florile și în buza paharului scrisă vița vinului, sări aici, sări colea, sări în poarta lui Hristos. Asta e mai criptic decât celelalte, dar la fel de lesne de interpretat de noi, de noi cei care citim textele acestea. Niciodată cei colindați și nici colindătorii nu își pun problema la ce au spus. Semnificații, da. Nu își pun problema. De fapt, asta este o trăsătură a creației zise populare. Că, și mă rog, a culturii populare, căci creatorii
lor nu își pun problema semnificației. Când am fost cu o tânără pe vremea aia, și ea și eu, asistent al unui Albert Bates Lord de la Harvard University, am fost pe teren la un mare lăutar, extraordinar lăutar din Tellerman. Și Margaret, cu spiritul ei de științific, nu știu ce, pune, lasă pe nea Saicu să cânte și după ce înregistrează, că avea niște aparate pe vremea aia, foarte frumoase, mici, așa, și zice, domnul Saicu, dar despre ce ați cântat? Și el zice, păi nu vă cântai? Bine, dar despre ce ați cântat? Păi v-am cântat, nu-i așa? Totuși, spune-ne despre ce ați cântat. Atunci omul a pus mâna pe vioară și a început să ia cântecul de la început. El și colindătorii la fel. Despre ce e cu buza paharului, cu fundul paharului, cu așa. Bun, este un colind de grup, este un colind de momentul respectiv. Ea își zice, după Monica Brătulescu, ea zice, face parte din colindele protocolare, deci acelea care deschid obiceiul și care descriu, de fapt, o părticică a acestui obicei. Comensualitatea. Faptul că la acest moment festiv, sărbătoresc, trebuie să avem pe masă bunurile, bunătățile, între care și un pahar de vin frumos, ca și fața lui Hristos. Ăla e un colac de greu frumos ca și fața lui Hristos, dar și vinul este și el cristic, euharistic și așa mai. Ah, am zis și așa mai departe de 3 ori, cred că. Să mai tăiați. Ne-ați propus și un cântec care se numește Sub cetate în cea livadă. Și care începe cu această formulă Junelui Junelașu, care vorbește despre mai multe schimburi care s-ar putea realiza, dar de fapt nu se realizează. Cei care urmăresc această discuție o să poată să asculte acest colind. Care este sensul acestor schimburi propuse? N-am venit ca să jucăm, că am venit ca să schimbăm. Ba, eu cai nu-i schimba, cai tăi scai mari și o duc bine la domn mari, ai mei scai mici și o duc bine la voi nici. Bun. Asta este un colind de căsătorie, pentru căsătorie, pentru căsătorie. Zis celor care sunt în așteptarea momentului căsătoriei și printre în cadrul nunții există acest moment al schimburilor, al schimburilor. De fapt, iarăși intrăm în antropologie, pentru că e vorba de dar, schimbul de daruri, schimbul de ceea ce primesc și ceea ce oferă unii și ceilalți la nuntă. Sunt niște schimburi de regulă echivalente sau dimpotrivă, pentru că feciorul nu vrea să pară prea așa, zice, nu caii mei ca și caii voștri, nu sunt cai, sau dimpotrivă. Adică este o... Mimează modestia. Da, mimează modestia sau creează solidaritatea, creează conveniența necesară pentru ca să se facă schimbul. Pentru că însăși căsătoria este un schimb. Schimbul matrimonial. Pentru că unii dau și alții primesc. Și cei care dau, cine sunt? Sunt părinții fetei. Ei dau fata. Ei dau fata. Da. Deci, observați, am ales bine împreună, am ales bine aceste texte de colinde care sunt semnificative, au semnificația lor nu numai în contextul colindatului. O fi avut și acolo, pentru cine înțelegea. Da. Sau pentru cine poate nu înțelegea, dar simbolurile circulau și ele aveau semnificația lor bine
înfipte în mintea ascultătorilor. Așa că ei nu pot să facă o analiză de text, ca noi doi, așa, dar pot să înțeleagă. Dar din perspectiva unui antropolog, faptul că aceste colinde sunt performate, sunt oficiate și continuu reactualizate, însă în mod special în această perioadă în care sunt mai multe rituri de trecere înspre noul an, noul timp, noul spațiu, generațiile care astfel întineresc prin această revitalizare, această aducere împreună a celor două este obligatorie? Adică este simțită și resimțită astfel? Sunt în corespondență explicită pentru cei care le performează aceste colinde? Nu. Nu, nu. Am zis mai înainte și păstrăm această perspectivă semiotică asupra fenomenului. Ei nu vor putea să spună niciodată ce am zis noi amândoi aici despre colindul ăsta cu schimburile, cu darurile, cu schimbul matrimonial, nu vor putea să spună nimic. Pentru ei este un act de bună cuvință, în primul rând. De bună cuvință. Adică a te duce cu acest colind la niște oameni mai în vârstă, nu dă bine. Nu dă bine. Îmi aduc aminte că printre multele mele cercetări de teren, am făcut și în Boișoara, Vâlcea, o comună mare, cu un fond de colinde extraordinar. Cred că sunt pe CD și colinde de acolo, cred că am și selectat, nu mi-aduc aminte acum. Așa. Și colindătorii s-au dus la milițianul din sat, care i-a primit, că nu, milițian, am zis, bine, nu. I-a primit și a zis ce să vă cântăm. Și nevasta milițianului, care nu era nici de acolo, a zis ăla cu copilul mic sau cu nu știu ce. Păi zice, aveți copii? Nu. Păi da, atunci cum să zicem? Că nu e obiectul. Nu este obiectul. Deci el asta în mod cert funcționa. Funcționa și funcționa foarte, foarte bine. Bun, acum sigur, repertoriul de colinde s-a diminuat. Întâi din cauza presiunii ideologice și așa mai încolo, al doilea pentru că satul românesc nu mai este cel care a fost. Acum suntem chiar într-o situație cu totul și cu totul nepermisivă din punctul de vedere al socializării. Pentru că asta era colindatul era un fenomen puternic, social, un fenomen de aducere împreună a oamenilor într-un anumit moment festiv, cu masa încărcată, cu cana de vin pe masă și cu toate celelalte. Și cu toate celelalte, ori acum, în loc de deschide ușa creștine să venim și noi la tine, o să fie un slogan, închide ușa creștine, pentru că nu avem voie să intrăm decât cu masca pe figură. Nu aduc niciun fel de, mă rog, critică sau, cum să zic, nemulțumire. Sigur, nemulțumirea sufletească există, pentru că chiar și pentru noi, orășeni, am zis mai înainte, că venirea cetei aceleia cu difuzoarele, Printre blocuri, mi-a dat un sentiment deosebit. Au adus festivul pe care colindele îl presupun. Colindătorii sunt întotdeauna îmbrăcați cu hainele cele bune, poartă cu ei instrumente muzicale, au tot ceea ce trebuie pentru a face ca momentul să se încarce. Repet, nu spun de sacru, dar spun de festiv. De festiv, fără nicio îndoială. Iar dacă ascultăm un colind într-o biserică de țară, când se dă drumul la colindat, acolo putem să spunem că și sacru coboară asupra noastră. Doamne profesor, vă propun să rămânem cu această imagine și să sperăm că dacă noi ne-am reunit în această seară, cu adevărat lumina o să câștige teren asupra întunericului și o să ne izbăvim. Vă mulțumesc foarte mult că ați așteptat discuția noastră, mai ales că este în ajun de Crăciun.
să avem cu toții un an bun, să fim sănătoși și să ne găsim cu bine. Mulțumim frumos! Cu multă plăcere, să ne vedem cu bine! Mulțumim frumos! Și la mulți ani! La mulți ani! Jonelo, Jonelo, ascultă ce ta de cale gata. Joacă Jonelo ca lor bine, dar nu joacă cu sărbace. Că l-am dat o la soare, tu la soare cărăsare, cărăsare prezor mare. Și nu după luna, că nu-i plină, că nu-i plină cina bună, cina-i fost unea gata.